Este ora 14, bine v-am regăsit. Rusia înclină către o invazie totală a Ucrainei. Afirmația îi aparține premierului britanic Boris Johnson. În România, furnizorii de energie se tem deja că escaladarea situației din Ucraina poate aduce noi creșteri ale prețului energiei. Prima sancțiune internațională vine în acest început de după-amiază, surprinzător, din partea Germaniei, țara europeană care are cele mai mari schimburi comerciale cu Rusia. Cancelarul german Olaf Scholz anunță că în aceste condiții gazoductul Nord Stream 2 nu poate să continue. Analiștii militari europeni foarte interesant par să fi detectat tehnica utilizată ieri de Putin, care a luat prin surprindere o lume întreagă. Este o metodă de manual folosită în academiile militare ale fostei Uniuni Sovietice. Are și un nume, Maskirovka se numește, sper să fi pronunțat bine. Acest termen se poate traduce literal prin cuvântul camuflaj. Este de fapt o doctrină care împinge la maximum cinismul și constă în refuzul recunoașterii propriilor intenții și recursul la toate mijloacele politice sau militare doar pentru a plasa adversarul pe piste false. Invitați cu o mare experiență, cărora le mulțumesc mult, fostul ministru al apărării Ioan Mircea Pașcu este alături de noi. Bună ziua, domnule Pașcu, vă mulțumesc mult! Bună ziua! Îi mulțumesc fostului ministru de externe, domnul Adrian Cioroianu. Bună ziua, domnule Cioroianu, vă mulțumesc și dumneavoastră! Bună ziua tuturor! Și nu în ultimul rând, domnul Dumitru Borțun este specialist în comunicare politică. L-ați mai auzit aici la Newspas. Bună ziua, domnule profesor, mulțumesc! Vă salut și pe dumneavoastră și pe invitații dumneavoastră. Primele vești ale după amiezei, domnule Cioroianu, vin din Germania, care în mod surprinzător spune prin vocea cancelarului Olaf Scholz că este gata să suspende lucrările pentru gazoductul Nord Stream 2, o sancțiune dură la adresa Rusiei din partea unei țări la care trebuie să recunoaștem, nu ne așteptam. Germania este în mare măsură dependentă de gazul rusesc. Contractele comerciale ale germanilor cu Rusia sunt foarte, foarte importante. Germania e țara europeană care are cele mai bune, poate, relații comerciale cu Rusia. Cum ar trebui să vedem această poziționare a Germaniei? Cred că n-ar trebui să ne surprindă foarte mult. Domnul Scholz a fost puțin luat pe picior greșit sau a fost prins pe picior greșit la întâlnirea cu președintele Biden, dar la întâlnirea cu președintele Putin, mai recent, a fost foarte ferm. A fost foarte ferm, a fost unul dintre cei mai fermi lideri occidentali la întâlnirea directă cu domnul Putin. Or, vedeți dumneavoastră, această relație simbiotică dintre ei, dintre Germania și Rusia, are totuși două capete. Evident că Germania cumpără o mare cantitate de gaz și are nevoie, dar în același timp Germania este un partener principal și pentru Rusia. Și vom vedea cu această ocazie dacă Germania, fără gazoductul Nord Stream 2, este într-o situație mai proastă decât Rusia fără gazoductul Nord Stream 2. Adică, din punctul meu de vedere, Rusia, în egală măsură, are nevoie de parteneri comerciali în Europa. Faptul că Germania era principalul partener comercial nu e o surpriză. Germania este principala putere economică a continentului european și a Uniunii Europene. Eu cred că Rusia e în egală măsură afectată de acest anunț, care, după mine, este cel mai important al zilei. Și doamna Chireac, în continuare, peste o jumătate de oră, practic în momentul în care noi vom termina această discuție la ora 2:30, ora României, și premierul britanic Boris Johnson va trimite camerelor pachetul său de sancțiuni, care pachetul de sancțiuni al Angliei este în paralel cu cel pe care Uniunea Europeană și Statele Unite îl vor anunța. Să aducem aminte că de câțiva ani Marea Britanie nu mai este în Uniunea Europeană. Deci aceste sancțiuni vor urma în cursul zilei de astăzi. Sigur că ne întrebăm în ce măsură domnul Putin a luat în calcul aceste sancțiuni. Probabil că a făcut-o, dar nu, anunțul cancelarului Scholz nu a fost cumplită și vom vedea, evident, și celelalte. Ba încă am aflat așa o notă microbistică. Se pare că și finala Cupei Campionilor Europeni, care trebuia să se joace la St. Petersburg, UEFA o va muta de la St. Petersburg în altă parte. Deci iată că
sunt declarații care se concretizează, din păcate, dată fiind invazia, putem să-i spunem clar, avansul trupelor rusești pe teritoriul de până mai ieri al Ucrainei, măcar din punct de vedere teoretic al Ucrainei, pentru că adevărul e că, din păcate, Kievul nu mai controla acele zone de ani buni. E adevărat, trebuie să mai spunem faptul că referitor la sancțiunile pe care urmează să le anunțe Boris Johnson, un număr important de oligarhi ruși își desfășoară activitatea pe teritoriul Marii Britanii, au case la Londra, case somptuoase și se vorbește inclusiv despre țintirea acestor oligarhi unul cu unul. Vom vedea ce se va întâmpla. Domnule Pașcu, Boris Johnson spune că Rusia înclină către o invazie totală a Ucrainei. Cât de departe suntem de acest scenariu? Eu știu, cred că acum suntem într-un joc în care rușii au intrat însă numai în zonele pe care le controlează separatiștii. Există, deci, posibilitatea, cum a spus și dumneavoastră și cum spun britanicii, ca acest atac să se extindă, dar în același timp și răspunsul Occidentului a fost, să spunem așa, gradual, cu ceea ce și proporțional cu ceea ce s-a întâmplat, pentru că nu puteau să nu reacționeze la acest lucru, că asta n-ar fi făcut decât să-l încurajeze și mai mult pe Putin. În același timp, nu trebuiau să dea drumul la totalitatea măsurilor de sancțiuni, pentru că atunci, practic, Putin ar fi intrat în Ucraina și mai mult fără niciun fel de reținere. Deci, vedeți, este o judecată extrem de echilibrată aici, pe care ambele părți trebuie să o facă. Acum am citit înainte de emisiune că Rusia și-a asigurat un fond de 5 miliarde de dolari în bani cash. Da. Probabil pentru că se aștepta și se așteaptă ca legăturile sale pe linie bancară să fie secționate, să spunem așa, în urma unei invazii. Deci, într-un fel sau altul, ambii adversari au pornit jocul, dar în același timp sunt numai primii pași și fiecare și-a ținut în rezervă, să spunem așa, activitatea principală, unii cu sancțiunile, ceilalți cu atacul. În materie de simbolistică și semiotică, domnule profesor Borțun, un adevărat regal pentru experții în comunicare, chiar dacă acest anunț are note tenebroase care dau fiori reci lumii, sunt convinsă că pentru dumneavoastră, experții în comunicare, a fost un prilej de analiză extrem de minuțioasă. Vorbeam puțin mai devreme despre culisele în care analiștii militari au încercat să ne ducă astăzi, amintindu-ne această tehnică, această doctrină numită tehnica, să nu fie o cacofonie, virgulă, camuflajului, exact. Dacă citim principiile acestei tehnici, aproape că înțelegem după ce s-a ghidat Vladimir Putin, nu-i așa? Da. Este o ascundere de tip maschirovna, dar este și cu o încercare foarte subtilă de teasing, de avertizare pentru a se pregăti percepțiile, reprezentările și, de fapt, așteptările diferitelor publicuri, începând cu cancelariile europene directe americane și terminând cu publicurile din stradă, cu electoratele, cu propriul electorat, cu electoratul țărilor occidentale. Deci toate lucrurile astea au fost pregătite din timp. Cred că nu e cineva care crede că ieșirea lui Narușkin de ieri, specialistul în informații externe, domnul ministru Pașcu, știe ce înseamnă asta, ce oameni pregătiți sunt acolo, ce autocontrol au, și așa mai departe. A fost o scăpare spontană și nu mai știa ce să spună și l-a luat gura pe dinainte. Credeți că a fost regizat totul? Momentul acela a fost regizat? Bineînțeles, o scenetă pusă, montată și pusă în scenă de doi actori politici foarte pricepuți la așa ceva.
Nu au părut foarte credibili. Doamna Chiriac, primul consilier de imagine al lui Putin, în momentul în care el s-a rebranduit așa și a început să trimită spre ideea de țar, a fost Nikita Mikhalkov, marele regizor și actor rus. Fratele celuilalt, Andrușca Mikhalkov-Konchalovsky, Andrei Mikhalkov-Konchalovsky, oameni de o mare cultură, de o mare viziune și de o profunzime artistică uluitoare. El l-a rebranduit pe Putin. Acum, faptul că a făcut o scenetă de aia, că mi se pare că Maia Gora pe dinainte, în loc de recunoașterea independenței, spun anexare, era o tehnică, se numește teasing campaign. Este în termenii științelor comunicării... Atonare. Exact. Uh-huh. În engleză se mai poate traduce prin cicăleală. Dar asta faci. Cicălești publicul destinatar până când... Zici, bine, domne, să vină odată. Sau în marketingul comercial, până când ajung oamenii să meargă la magazine. Domne, ați primit marfa cu tare? Că tot se vorbește. Ți-ai vândut-o înainte de a o pune pe raft. Este o tehnică de comunicare foarte bună. Ceea ce mă îngrijorează pe mine este că discursul lui Putin împotriva statalității și legitimității statalității Ucrainei de ieri s-ar putea să fie tot o politică de teasing. Să pregătească așteptările pentru o invazie ulterioare până la gurile Dunării. Iată de ce reacția Occidentului este decisivă în aceste zile. Primul semnal îl avem din partea Germaniei, urmează din partea Marii Britanii, cum spunea domnul ministru Cioroianu. Astăzi aflăm dacă e un test pentru unitatea europeană sau nu. Dumneavoastră, și cu asta închei, știți ce spun sociologii? Că atunci când o comunitate este amenințată din afara ei, unitatea comunitară crește. Crește omogenitatea. Este și motivul pentru care o strategie de comunicare foarte răspândită este diabolizarea adversarului. Pentru că adversarul din afară, cu cât e mai diabolizat, cu atât crește mai mult unitatea internă a comunității respective, în cazul nostru comunitatea europeană. Deja se discută, domnule Cioroianu, despre răspunsul palid al comunității internaționale occidentale, despre anunțurile postate pe Twitter în fața decretului scris somptuos în acea sală uriașă, cu nenumărate simboluri pe care le-a subliniat și domnul Borțun puțin mai devreme. Credeți că reacția de până acum a vestului este cea mai potrivită? Din păcate, da. Aici împărtășesc opinia domnului ministru Pașcu, de altfel și domnul Borțun a vorbit. Este o reacție graduală. Dacă în această oră următoare s-ar lua toate sancțiunile la adresa Rusiei, asta ar fi o invitație pentru domnul Putin să meargă până la Kiev. Deci, din prima, nu se vor da toate sancțiunile. Și eu sunt oarecum sceptic de faptul că domnul Putin se va mulțumi cu cele două republici populare. Nouă și noțiunea în sine de republică populară ne dă fior pe șira spinării, dar mă rog, așa se cheamă ei. Nu știu dacă se va mulțumi domnul Putin cu cele două republici populare sau mai curând așteaptă răspunsul Ucrainei, contondent într-o formă sau alta, ca să aibă un pretext efectiv pentru a merge mai departe. Se poate și asta. Vedeți, până la urmă, toate aceste instituții, cum vorbeam și ieri la emisiunea dumneavoastră, unde ați avut amabilitatea de a ne invita, toate aceste instituții occidentale, de la nivel de președinți, la șef de ministere de externe, toți au spus, domnule, este iminentă. Rusia spunea, nu, n-avem de gând. Ori, cum să spun, maschirovca, nemaschirovca, mai e vorba și de credibilitatea, până la urmă, statelor sau liderilor. Și mă întreb, care Dumnezeu mai e credibilitatea unor lideri care îți spun până ieri că nu vom, n-avem de gând, nu vom ataca, nu vom face nimic? Ori pe urmă, în câteva ore, într-o seară, apropo, după ce au așteptat să se termine Jocurile Olimpice, e clar că a fost un gest de amabilitate. Și conferința de la München, da. Și conferința de la München, exact. Un gest de amabilitate la adresa Chinei. China, al cărei răspuns acum va fi foarte interesant de urmărit. China joacă mult mai subtil și nu încurajez pe nimeni să creadă că
au acoperirea Chinei pentru orice ar face decidenții din Rusia, după cum cred că orice minte limpede din Europa își dă seama că Rusia nu poate fi interesată să devină stat clientelar la propriu al Chinei, adică să depindă cu importurile sale de China. Bun, să zicem că nu mai vinde în Europa, în Uniunea Europeană, să zicem că acest coridor lung de gaze de 1250 de kilometri are acest Nord Stream 2, să zicem că e blocat acum. Se duce Rusia neapărat să vândă mai mult în China? O poate face, dar nu cumva dependența ei de China crește exponențial? Este interesată Rusia efectiv pe termen lung să depindă într-o asemenea măsură de China? Deci cred că sunt exagerări și de o parte și de alta, și eu mă bucur oarecum de faptul că lumea occidentală nu a sărit imediat cu cele mai dure sancțiuni, pentru că noi nu știm ce va face președintele Putin în continuare. Se oprește aici, sabotează în continuare cibernetic statul ucrainian, încearcă să-l submineze. E clar că i-a negat istoria. Acum ați văzut, Banca ne încuraja și pe noi să ne supărăm pe ucrainieni, și noi, și ungurii, și polonezii, că Ucraina de astăzi are teritorii din toate aceste țări. Parcă Ucraina și-ar fi trasat granițele. Noi știm foarte bine că cei care au trasat granițele Ucrainei nu au fost liderii de la Kiev, au fost tot de la Kremlin s-au trasat granițele, și văd că această trasare continuă și astăzi. Da, rolul Turciei, domnule Pașcu, este de asemenea foarte interesant. Erdogan a avut astăzi o luare de poziție fermă în favoarea, să spun așa, comunității internaționale, poziționându-se împotriva lui Putin. Va reuși să echilibreze Turcia acest joc de putere? Nu cred. Cred că raporturile dintre Turcia și Rusia sunt ceva special. Ei au reușit să depășească mai multe momente din astea contondente în raporturile bilaterale și să-și păstreze miza mare, respectiv raporturile economice dintre cele două puteri, pentru care altfel sunt adversari jurați, istoric vorbind. Și ei au reușit să pună la punct acest mecanism în care au izolat problemele pozitive de cele negative, au încercat să treacă mai ușor peste cele negative ca să păstreze accesul la problemele pozitive. Deci ca atare nu cred că Turcia va reuși să schimbe cumva gândirea rușilor în această chestiune, mai ales dacă ei deja au făcut primii pași. Aș vrea să spun însă că obiectivul fundamental al lui Putin și al Rusiei este de a se asigura că la Kiev nu va exista un guvern pro-occidental, ci va fi un guvern favorabil Rusiei, pentru că nu au încredere în aceste, să spunem, promisiuni occidentale, că lucrurile se vor prelungi și așa mai departe. Ei, practic, în momentul de față și-au luat, să spunem așa, această sarcină în propriile mâini și trec la realizarea ei. La fel au făcut, dacă vă aduceți aminte, și cu Crimea. În momentul în care s-a pierdut controlul la Kiev, n-au așteptat, să spunem așa, nu știu ce negociere între nou guvern ucrainian și o reconfirmare a statutului bazelor din Crimea și așa mai departe, au trecut direct la acțiune și au ocupat Crimea. Se pare că în momentul de față au decis că răspunsurile occidentale nu sunt suficiente pentru ei și ca atare au decis să ia această chestiune în propriile mâini. Deci, dacă așa e judecata, înseamnă că ceea ce interesează este ca la Kiev să fie un guvern care va asculta de Moscova și nu de Occident. Sunt și lideri europeni care au deja de pierdut de pe urma anunțului care a schimbat complet datele problemei făcut ieri de Putin. Emmanuel Macron, de exemplu, cel care cu doar câteva zeci de ore înainte anunțase că a obținut din partea lui Putin, domnule Borțun, garanția că va privilegia dialogul, că vor continua negocierile. Emmanuel Macron, care ar vrea să candideze, are o problemă acum. Un fel de mesaj a la Chamberlain. Va fi pace. S-a întors din negocieri. Cu hârtia în mână. Da, și cu o hârtie în mână.
Macron a făcut un exercițiu de imagine care este absolut legitim și trebuie să îi recunoaștem oportunitatea din perspectiva Franței și din perspectiva lui ca președinte care trebuie să obțină majoritatea sufragiilor poporului francez. Este vorba de această rebranduire, pentru că și el a încercat un rebranding aici, nu numai Putin cu Rusia. Franța, știm foarte bine că este o putere nucleară, știm foarte bine că e membru în Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, știm foarte bine că a avut o istorie glorioasă în context european, numai că Macron se întoarce oarecum la acea France Eternelle despre care vorbea De Gaulle și care încearcă să, și pe care încearcă să o impună din nou în conștiința, în conștiința publicurilor europene. Pentru că ce este, doamna Chiriac, noi tot vorbim de imagine publică. Pe scurt și pe înțelesul tuturor, imaginea publică este o reprezentare. Este reprezentarea unor publicuri despre mine sau despre instituția pe care o reprezint. Exact. E o percepție, o reprezentare, de fapt, că percepția e în prezența obiectului. Reprezentarea poate fi și în absența lui. Deci, dacă fac imagine de țară pentru România, eu încerc să gestionez reprezentarea unor publicuri interesate sau interesante pentru România despre această țară. Iată ce a încercat Macron să facă. Numai că acest act și discursul lui Putin de ieri i-a tăiat macaroana, cum se spune în stradă, și cred că trebuie să ne pună pe gânduri în privința anticipării reacțiilor și mutărilor pe care le va face Paris. Dacă îmi permiteți aici, să știți că Putin nu l-a mințit pe Macron. Pentru că ambasadorul lor la Consiliul de Securitate, la ONU, a spus, după ce a acuzat Ucraina de agresiune și așa mai departe, a încheiat cu următoarea frază: Rusia rămâne în continuare deschisă negocierilor. Deci ceea ce a promis lui Macron... De acord cu dumneavoastră. Și am încheiat... De acord, domnul ministru. Și încă ceva. Nimic din ce a făcut Putin în ultimele două zile nu contrazice, nu corespunde noțiunii de invazie. El a spus că nu va invada, a spus că este o legendă purtată de dușmanii Rusiei și n-a invadat. Deci, cum să vă spun, știe să se joace, să joace în acest spațiu dintre cuvânt și realitate. Și un anunț făcut, domnule ministru Pașcu, de președintele Klaus Iohannis. Președintele spune că a discutat cu președintele Poloniei despre măsurile comune care urmează să fie luate în NATO și în formatul București-regiunea Mării Negre în urma acțiunilor Rusiei care încalcă grav dreptul internațional. E nevoie de armonizarea poziției cu Polonia. Ce înseamnă această regrupare a țărilor din regiune? De mai multă vreme s-a conturat această, să spunem, relație privilegiată dintre România și Polonia. Și vă pot spune că noi am avut-o în calcul încă din anii 90. Mai mult decât atât, aș spune că în NATO suntem mai aproape unii de alții decât am fost în tratatul de la Varșovia. E o realitate. Și această relație se bazează pe faptul că România și Polonia sunt cele două state mari ancore ale flancului de est, comparativ cu ce se află dincolo de acesta. Înainte, până când relațiile dintre Turcia și Rusia n-au devenit atât de calde, și Turcia intra în această combinație, fiind putere majoră în zona Mării Negre. În ultima vreme discutăm doar de România și de Polonia. Deci pe undeva este, dacă vreți, o materializare a unei situații sau o concretizare și mai accentuată a unei realități efective de pe teren în ceea ce privește Polonia, România și necesitatea ca aceste două state să se coordoneze cât mai mult. Domnule Cioroianu, sigur, Putin a creat deja surpriza și dacă ieri pe vremea aceasta împreună cu dumneavoastră și cu domnul Pașcu vorbeam despre posibilitatea unui summit între Statele Unite și Rusia, iată, astăzi tot orizontul de așteptare este complet schimbat. Totuși, n-a anticipat nimeni
această mișcare pe care a făcut-o Vladimir Putin și de ce? Ba da, se pare că multă lume a anticipat-o. Păi de o lună... Americanii au și declarat asta. Americanii au spus-o clar. Ministrul de apărării din Marea Britanie, din Germania, cel din Franța. Și apropo de domnul Macron, sincer eu îl cred mai viclean decât să anunțe o conferință. Eu cred că a fost testarea domnului Putin. Toți acești occidentali aveau informații mai multe decât spuneau, cu siguranță. Ori gândiți-vă ce au spus. Au spus, domne, invazia este iminentă. A, că o numim invazie. Domnul Borțun poate are dreptate, nu știu, poate până la urmă ce înseamnă a trimite armata pe teritoriul unui stat vecin. Dacă găsești un cuvânt, menținerea păcii sau excursie... Păi așa și folosit-o. Da, sigur, sunt trupe de menținerea păcii. Știm cum, ca și în Transnistria, ca și în alte zone din jurul Rusiei, sunt trupe de menținerea păcii. Bun, fiecare le spune cum vrea. Dar acești lideri occidentali au avut informația. Eu sunt convins că ieri a fost o testare a domnului Putin în condițiile în care se aștepta, se știa că dăduse ordinul. Washington Post, vorbeam ieri la emisiunea dumneavoastră, doamna Achiriac, Washington Post anunțase de ieri, domne, ordinul e deja dat către ofițerii din teren. Ori oamenii ăștia nu își jucau, cum să spun, propria lor credibilitate, anunțând cai verzi pe pereți. Se vede treaba că Occidentul a știut, doar că noi, în momentul de față, noi cei care discutăm aici, sigur, facem un fel de scenarii pe baza experienței mai mari sau mai mici a fiecăruia dintre noi. Noi nu știm unde se va opri domnul Putin. Că, într-adevăr, poate așteaptă o provocare și poate atunci să facă o invazie în toată regula și la scară largă a Ucrainei. Sau poate nu. Sau poate nu. Vom vedea. Vom vedea și ne vom da seama, să știți, din reacțiile pe care Occidentul le va avea. Deocamdată, Occidentul a dat niște sancțiuni calibrate. Cea cu Nord Stream 2 e foarte importantă, e foarte importantă, dar aici Germania își respectă într-un fel statutul. Germania nu e clientul Rusiei, e partenerul comercial al Rusiei. Germania e totuși un stat responsabil și cu onoarea pe care trebuie să o apere în orice situație, chiar și cu apăsarea istoriei care o face să fie mai precaut așa în relațiile cu țările astea din Est, inclusiv cu Rusia, există o apăsare a istoriei, apropo de simbolistica de care vorbea domnul Borțun. Dar eu cred că Occidentul n-a fost surprins. Ba, din potrivă, avertizează de săptămâni de zile, de la cele mai, cum să spun, nivelul suprem, președintele american, guverne, șef de guverne, e iminent, cetățenii americani plecați de acolo. Vom vedea ce va urma acum, în momentul de față, la mișcare e domnul Putin. Așteaptă și el sancțiunile să vadă și vom afla în curând dacă ordinele date generalilor săi din teren îi îndreaptă spre vest sau le spune să stea unde au ajuns. Vă mulțumesc. Și mai e un element. Vă rog. Mă scuzați, mai e un element pe care trebuie să-l luăm în calcul, forțele neregulate. Adică forțe speciale, mercenari și așa mai departe, care au probabil ordinele lor și care pot să interfereze în tot acest joc general între Putin și Occident. Corect. Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru analiză și pentru explicații. Ne întoarcem după o foarte scurtă pauză. Știm pe surse pentru moment faptul că în coaliția de guvernare există un acord pentru propunerea Partidului Social Democrat de înjumătățire a accizei la carburanți, ceea ce, spun cei de la PSD, ar face ca prețul la pompă să scadă. Așteptăm o confirmare oficială, analiza lui Radu Soviani pe ceea ce cei din coaliție propun, pactul pentru România, după o foarte scurtă pauză. Rămânem împreună. Ne întoarcem în țară unde, potrivit unor surse, deja prețul carburantului ar face obiectul unui consens în coaliție. Așteptăm confirmări din partea purtătorului de cuvânt al guvernului. Radu Soviani este alături de noi. Bună ziua, Radu, mulțumesc mult!
Bună ziua, Laura, mulțumesc pentru invitație. Am aflat așadar că ar fi fost de acord coaliția cu această propunere a Partidului Social Democrat legată de reducerea accizei la carburant. O propunere despre care Marcel Ciolacu spunea că la pompă ar putea să scadă prețul combustibilului cu peste un leu. Ce părere ai? Este o măsură bună? Bun, așteptăm și o confirmare din partea guvernului. Până acum este ceea ce am aflat pe surse. Da, este o măsură interesantă, în sensul că orice anunță Marcel Ciolacu care vine în favoarea populației, până la urmă se dovedește că vine în defavoarea populației. Să fie foarte clar, deci dacă se reduce acciza, atunci automat trebuie să existe o reducere a prețului la pompă, dar nu este o reducere reală, adică vom ajunge să plătim mai puțin lei, mai puțin de 7 lei și ceva cât vedeam pe litru de motorină astăzi, e maximul pe care l-am văzut eu în România, în viața mea n-am văzut peste 7 lei, la benzinăria unde mă duc eu acolo. Găsim și 7,2 și 7,3 și 7,5, dar asta este motorina chioara aia de 7 lei și ceva. Deci nici când era 147 de dolari barilul de petrol în 2007, noi nu am avut prețuri de peste 7 lei litrul de carburant. Deci dacă vor decide să reducă acciza, asta se va translata la pompă într-un preț mai mic. Cât de mare, cât de mic, cât de mult reduc acciza, dar de fapt, să fie foarte clar, nu este o ieftinire sau făcut ceva pentru populație, este pur și simplu o plată amânată, pentru că dacă se reduce acciza, se reduc semnificativ încasările la bugetul de stat. Ori asta înseamnă că se majorează deficitul bugetar corespunzător sumei din accize care înainte o plăteam și o plătim toți și care va trebui luată din împrumuturi. Ori împrumuturile în România sunt la niște prețuri fenomenal de mari. Statul român se împrumută pe 10 ani undeva la peste 5,4% și va continua să crească această rată de împrumut. Deci, această reducere a accizei, chiar dacă pe termen scurt ar avea un oarecare efect, spun un oarecare efect pentru că matematic ar trebui să aibă efect, dar am văzut ce a însemnat plafonarea și compensarea la gaze, am văzut ce a însemnat ghilimele anunțul plafonării la asigurările RCA, toate astea până la urmă s-au tradus în prețuri mai mari. Deci, amânarea plății e ca și când am consumat benzină pe datorie, benzină în rate, numai că să vorbim despre niște prețuri la care finanțăm datoria publică, care sunt enorm de mari în continuare. Sigur că soluții ar fi și alte soluții. Nu e treaba mea să le dau, să le găsească în coaliție, astfel încât să nu se reducă acciza, dar prețul la carburanți să, dacă rămâne la acest nivel, să poată fi alimentat bugetul cu sume suplimentare din care să poată exista o subvenție sau, într-adevăr, să poată exista o sursă de reducere a accizei. Dau doar un exemplu, și anume redevența, care în continuare este mizerabilă, atât pentru ceea ce înseamnă nivelul pentru carburanți, cât și pentru ceea ce înseamnă gaze naturale. Redevența în continuare este înghețată de către statul român. Gândiți-vă, acum nu testăm nivelul de 100 de dolari pe baril. Noi suntem undeva la nivelul de 22-25 de dolari pe baril, 27 de dolari pe baril, adică din toată evoluția extraordinar de puternică a prețului petrolului, statul ia nimic, iar companiile petroliere nu plătesc o redevență actualizată la actualul nivel al prețului țițeiului pe plan mondial. Deci soluții ar exista, astfel încât această reducere despre care se vorbește să nu fie de fapt o amânare la plată. Știți cum sunt ca băncile acelea care dau o perioadă de grație de 6 luni, 7 luni, după care te cocoașă cu dobânda. Asta fac ei în momentul de față. Amână factura de plată pentru carburanți, nimic altceva. Bun, există reacții și din partea PSD-ului care se opun măsurilor propuse de Florin Câțu, de exemplu, reducerea TVA-ului. PSD-ul spune că dacă aceste măsuri vor fi aplicate, atunci ar fi o mare criză bugetară care s-ar contura. Păi noi suntem într-o criză bugetară, Laura, că vor să o recunoască sau nu vor să o recunoască, suntem într-o criză bugetară și îți povesteam în exclusivitate în emisiune ce s-a întâmplat în decembrie anul trecut, când am avut cel mai mare deficit bugetar vreodată lunar de 4,9 miliarde de euro. Noi suntem într-o criză bugetară. Reducerea TVA-ului ar însemna adâncirea acestei crize bugetare, pentru că înseamnă venituri mai mici la buget, în timp ce nu rezolvă situația de facto. Care este situația de facto? De ce în România
prețurile la energie electrică și gaze s-au majorat mult mai mult decât în altă parte, pentru că avem eșec de supraveghere. De ce doar în România s-au majorat cu 100% până la 200% tarifele de primă RCA? Pentru că avem eșec de supraveghere în piața asigurărilor și toate aceste eșuări lamentabile ale celor plătiți cu până la 200.000 de euro pe an, să nu exagerăm că nu sunt plătiți cu nimic, sunt plătiți cu până la 200.000 de euro pe an ca să aibă grijă să nu fie astfel de eșecuri de supraveghere, toate astea se întorc până la urmă în facturile românilor. Deci s-a ocupat de problema la gaze, ni s-a triplat. S-a ocupat de la RCA, ni s-a triplat. Mi-e teamă să se ocupe și de asta cu accizele, sincer. Deci ceea ce propune Câțu este o altă anomalie extraordinară. Când ești în momentul de față, în criză, tu îți găurești sau îți lărgești gaura bugetară în condițiile în care finanțezi din ce în ce mai mult. Din punctul meu de vedere, problema ar trebui căutată în partea cealaltă a economiei, dar partea cealaltă a economiei sau decidenților de economie și anume la Banca Națională. Dar cealaltă parte a decidenților din economie, Banca Națională, prin majorări repetate ale ratelor de dobândă, practic, în situația în care statul nu are de unde să mai reducă taxe, pentru că orice reducere de taxe, de fapt, înseamnă datorie, înseamnă gol finanțat la dobândă, foarte mari și din ce în ce mai mari pentru că Banca Națională crește ratele de dobândă. Deci există așa un festival, nu știu, un festival al lor în care se fac ceva pentru populație. Nu caută soluția acolo unde trebuie. În condițiile de față este foarte clar că soluția trebuie găsită legată de problemă. Problema este legată de înțelegerile la preț între furnizorii de energie electrică, furnizorii de gaze care transmit toată această scumpire în economie și se multiplică procesul inflaționist în urma acestei transmiteri. Soluția trebuie căutată în dobânzi în care să nu fie anunțate că vor crește din cauza că celelalte prețuri se majorează. Vă dați seama, Banca Națională se duce cu ratele de dobândă să regleze ea prețul gazelor, ceea ce este o copilărie. Deci, din păcate, și cu asta concluzionez la această întrebare, din păcate, problema reală în acest moment este că nu se caută soluții pentru rezolvarea cauzei. Ei încearcă să umblă doar la efecte, iar la efecte nu știu decât într-un singur fel. Nu restructurare bugetară, nu ajustare de rate de dobândă și optimizare de costuri finanțate ale statului, ci pur și simplu bulgărele care a devenit enorm în ultimii 3 ani al datoriei publice, rostogolit, făcut mai mare, finanțat la dobânzi mai mari și cu tot regretul, pe măsură ce PNRR-ul vedem că se îndepărtează din punct de vedere al absorpției acestor bani europeni, ei trimit economia României, chiar dacă nu are încă o datorie excesivă, spre incapacitate de plată. Și asta o vedem la nivelul bugetului central, asta o vedem la nivelul bugetului capitalei, nu? Pentru că înțelegeam și acolo, proiectul de buget pentru capitală a fost făcut, se termină cam după 6 luni, cam după 8 luni, cam atât ajung banii, întrucât nu au fost trecute în buget cheltuieri certe la actuala lor dimensiune, cum ar fi facturile de energie, de gaze, de energie termică și așa mai departe. Și între timp se mai trimit și ei acasă unii pe ceilalți. Domnul Câțu spune că domnul Câciu ar trebui să plece dacă se dovedește că măsurile propuse de el nu vor avea efecte. Radu, pentru că nu te prindem atât de des pe cât am vrea, ieri Marcel Ciolacu vorbea despre o stare de alertă privind energia. Era o metaforă preluată de la chestiunea asta cu starea de alertă privind pandemia și spunea că aceea cu pandemia nu se mai justifică dacă e nevoie de una privind energia. O înghețare în acest moment. Cum ți se pare propunerea asta lui Marcel Ciolacu? Păi, înghețare mi se pare aceeași ticăloșie care se încearcă și în ceea ce privește asigurările RCA. Pentru că și acolo au venit cu un proiect de plafonare care în fapt, folosind alte prețuri de referință, nu discutăm foarte tehnic, dar alte prețuri de referință decât în august 2021, pe lângă scumpirile semnificative de până acum, mai vin și alte scumpiri pentru următoarele 6 luni, după care după 6 luni, după noi potopul. Este foarte clar, conducerea ASF în cazul RCA vrea să scape de audierile de la Parlament și de perspectiva revocării, care în orice stat normal s-ar întâmpla în condițiile în care ai eșuat în supraveghere. Și la fel și energie și în energie. Dar încă o dată, ei s-au ocupat, nu, și Ciolacu când era și la putere și opoziție, acum este la Camera Deputaților, și Câțu, putere, opoziție, acum este la Senat, s-au ocupat
preocupat de rezolvarea problemei energiei și au ajuns la triplarea prețului pentru energie. Compensările și plafonările nu fac decât ceea ce se întâmplă în state bananiere, din păcate. Păi cum să subvenționezi tu profiturile celor care speculează anumite condiții de piață și ridică artificial prețurile la energie în România, mult mai mult decât sunt ridicate în toată Uniunea Europeană? Deci ei s-au ocupat de energie din septembrie, când noi vorbeam la tine la emisiune că acele măsuri nu vor avea niciun efect, ci mai degrabă niciun efect pentru populație, mai degrabă un efect contrar în defavoarea populației, respectiv consemnarea unor scumpiri semnificative, și am ajuns acum la stare de alertă. E nevoie să schimbe vâslașii, nu e nevoie să schimbe cârmaciul în acest moment. Vâslașii, alții care să se priceapă mai bine. Deci, răspunzând și la prima parte a întrebării tale, eu sunt de acord cu ceea ce Florin Câțu, Câțu să plece acasă, dar să-l ia și pe Câțu. Pentru că amândoi, în esență, promovează același gen de politici, și anume nimic pentru populație. Deci, domnul Ciolacu vorbea despre suspendarea contractelor în ceea ce privește această stare de urgență pe energie pentru a câștiga timp să așezi piața. O piață care oricum e bulversată și de chestiunea asta a spectrului tot mai apropiat al unui conflict în Ucraina, un conflict armat în Ucraina, și deja furnizorii de energie din România vorbesc despre posibilitatea unei noi creșteri a prețului energiei din cauza a ceea ce se întâmplă în Ucraina. Asta cum ți se pare? Dacă Ciolacu a zis că soluția este suspendarea contractelor de energie, a zis o mare tâmpenie, sincer, pentru că a suspenda contractul e pe de-o parte furnizorul, pe de altă parte sunt eu consumatorul. Adică furnizorul să nu mai îmi livreze mie consumatorului că este contractul suspendat, dacă se referă la altceva, să vină să detalieze. Dacă se referă la o nouă înghețare la nivelul acesta maxim, care, repet, este derivat dintr-un eșec de supraveghere, nu la el trebuie căutat, nu la Ciolacu trebuie căutată soluția, ci la Ciolacu este problema. La el și la Câțu este problema, pentru că ei au condus, din punctul meu de vedere, și am detaliat pe larg și cu alte ocazii, la situația de facto în care prin facturi enorme la utilități, prin prețuri foarte mari la RCA, prin prețuri foarte mari la alimente, prin prețuri foarte mari la carburanți, în condițiile în care există tendința de creștere peste tot în lume, dar nu atât de mare ca în România, contribuie la decapitalizarea economiei românești prin prețuri mai mari. Păi ce să facă companiile, Laura, când au prețuri mai mari la energie, la electrică, la gaze, la termică, la carburanți, la ce? Vor transfera și ei mai departe, nu vor transfera aceste costuri suplimentare și se duce într-o scumpire a vieții mult mai mult decât la ceea ce asistăm de fapt în prezent. O inflație reală mai aproape de 20%, 8,4% cât comunică Institutul Național de Statistică. Bineînțeles că tensiunile geopolitice de care aminteai și care au condus astăzi, mă uitam pe bursă puțin mai devreme, petrolul Brent cu livrarea în aprilie undeva spre $98, era foarte aproape să atingă 100, poate a atins între timp, nu m-am uitat în ultima oră. Bineînțeles că astea nu ajută, dar din păcate eu văd prefigurarea unui nou pretext al eșecului pentru autoritățile din România, dând vina de această dată din cauza Rusiei, din cauza Ucrainei, din cauza Germaniei, care a suspendat nu știu ce gazoduct, care oricum nu era operațional în acest moment, deci din cauza tuturor altora, în timp ce toate economiile se descurcă, România se îndreaptă către zid, către perete. Radu, ce ar avea de făcut? Pentru că de azi dimineață s-au adunat într-o ședință, după cum spuneam, s-a făcut deja marți. Ieri s-au gândit ce să pregătească pentru azi, azi se pregătesc probabil să facă ceva pentru mâine. Ce ar trebui să facă, în opinia ta, în acest moment, care ar fi primele soluții? Păi, prima soluție este să înceteze să facă ceea ce fac acum. Este evident, Laura, că în momentul ăsta în coaliție se uită la mine și la tine cum să le găsim noi soluții în timp ce ei trebuie să caute soluții. Deci să pună pe mute televizorul de pe B1 TV pe care îl privesc în coaliție și să se gândească. Nu, vorbesc foarte serios. Asta fac. Este evident când vin cu dialoguri de genul ăsta că avem toate soluțiile pe masă, toate soluțiile sunt posibile și le-am văzut ca și clișeu repetat în ultimele 5 zile. Este clar că nu au niciun fel de soluție. Soluția, în primul rând, este recunoașterea eșecului, iar recunoașterea eșecului trebuie să decapiteze, metaforic vorbind, conducerile autorităților de supraveghere care au eșuat în îndeplinirea misiunilor, și anume de a păstra stabilitatea pieții energetice pe de-o parte, pieții asigurărilor
pe de altă parte și tot soiul de alte excese, pentru că eu am mai spus asta, Laura, încă din septembrie la tine în emisiune, este o tendință normală a companiilor să speculeze. Gândește-te, și furnizorii, producătorii de energie electrică, chiar și asigurătorii, chiar și băncile, nu le-ați văzut cu profitul record anul trecut, peste 8 miliarde de lei, niciodată nu au avut în istoria lor peste 8 miliarde de lei în an de criză ca profit, după ce repartizaseră miliarde de lei dividende în an de criză. Radu, te întrerup o secundă, că avem o alertă. Domnul Căciu anunță pe Facebook faptul că, într-adevăr, acciza la combustibil a scăzut cu 50%. Deci ceea ce spuneam puțin mai devreme este adevărat. Cu 50% s-a terminat. Acciza a fost decisă. Da, noi trebuie. E cazul să ne bucurăm? În metaversul lui Căciu, că el înțeleg că guvernează în metavers acolo pe Facebook, până nu vedem ceea ce este publicat în monitorul oficial, până nu vedem impactul bugetar al acestei scăderi, până nu vedem prețurile la pompă, rămâne să uităm la metaversul lui Căciu de pe Facebook. Nu exclud să reducă acciza, dar repet, o reducere a accizei s-ar translata într-o primă etapă, într-o reducere scriptică. Vom plăti puțin mai puțin bani pentru plinul de carburant, dar semnificativ mai mult decât în trecut, chiar și după această reducere a accizei, în timp ce acciza, care nu va mai fi colectată, se va duce unde? În datorie publică pe care domnul Căciu trebuie să o financeze. Deci, în momentul acesta, dacă ne-am uitat la graficele privind datoria publică a României, la graficele privind finanțarea datoriei publice a României, investitorii care deja au acest termen, pricing, adică au incorporat în preț că miniștrii României guvernează în metavers, în acest moment prețul datoriei a mai crescut cu câteva puncte, pentru că acest gol de venituri nu îl definește căciun metaversului, nu spune de unde va fi acoperită sursa respectivă, nu reprezintă decât o plată amânată. Și reducerea asta, de ce la jumătate accisei, de ce nu la sfert, de ce nu la 10%, care este efectul bugetar, de la cât, de la 7,07, la cât mi se va duce cea mai ieftină motorină în momentul de față, cum o vei finanța? Deci de asta spun că, credeai că glumesc când spuneam că se uită la noi în moment. Nu, asta fac, dacă Căciu stă pe Facebook și anunță acolo măsuri când ele ar trebui, nu? Prin purtător de cuvânt al guvernului, care vine și spune, am făcut asta, am decis asta. În calitate de ministru de finanțe vrea să-și asume această decizie, presupun că despre asta e vorba. Când noi cred că ne-am lămurit și piața cred că s-a lămurit deja că, din păcate, acest ministru al finanțelor are, ca și alții dinaintea lui, are fracturi de logică. Atunci când spune că impozitează pe de-o parte a doua, a treia, deci de la a doua, a treia casă, a doua, a treia mașină, a ajuns să reducă accizele. După care vine și spune, mă duc pe economia informală, dar nu ia nicio măsură pentru colectarea a mai mult TVA în mod real de la companiile rău platnice sau să combată într-adevăr economia care este neagră în acest moment. Deci în momentul de față rezultatul va fi un nou dezechilibru bugetar și pentru o lună probabil că vom avea prețuri ceva mai mici la carburanți. Radu, mulțumesc foarte mult pentru intervenția ta. Le reamintim telespectatorilor, este informația momentului. Ministrul de Finanțe spune că acciza la combustibil s-a redus cu 50% în urma unui acord obținut în coaliție. Toate informațiile de la ora 15. Rămâneți pe B1 TV.